Azi dimineață, mascați din cadrul IPJ Maramureș alături de procurori ar fi efectuat percheziții domiciliare la consilierul județean pro-România Adrian Filip, potrivit site-ului de știri vasiledale.ro. Deșinderile ar fi avut loc la locuința sa din Vișeu de Sus. Deocamdată nu se știe ce caută anchetatorii, însă alesul județului a mai fost în atenția procurorilor DNA în cazul fostului șef de la serviciul permise auto și înmatriculări, anchetat pentru luare de mită. Am cerut un punct de vedere și din partea conducerii partidului din care acesta face parte. Președintele Pro-România Maramureș, Viorica Marincaș, a declarat, citez: "Nu cunosc nimic, răspunderea e personală." Am luat legătura și cu Victor Ponta, cofondator și președinte al partidului Pro-România, care ne-a declarat următoarele. Citez: "Îmi pare rău, dar nu cunosc situația. Nu mai sunt atât de implicat în activitatea executivă a partidului. Sunt convins că doamna Marincaș cunoaște situația și vă explică poziția organizației județene." Numele consilierului județean a mai apărut într-un dosar de corupție, potrivit vasiledale.ro. Astfel, conform procurorilor, la data de 4 februarie 2021, fostul șef al serviciului înmatriculări ar fi cumpărat influența consilierului de la Consiliul Județean Maramureș, pe care acesta din urmă pretindea că o are pe lângă anumite persoane, astfel încât să fie desemnat în continuare în aceeași funcție. Astfel, consilierul ar fi obținut sprijin la înmatricularea unor vehicule deținute de acesta sau de alte persoane, la programarea anumitor candidați la examenul pentru obținerea permisului de conducere, susțin procurorii. Legat de cazul de astăzi, vom reveni cu amănunte.